Din cauza ninsorilor abundente în prima zi a săptămânii, 6 drumuri județene au fost blocate de nămeți. Este vorba despre DJ-209D, Calafindești, Negostina, DJ-208C, Hârtop, Vulturești, DJ-290, Verești, Fântânele, DJ-208E, Forăști, Manolea, DJ-291A, Zvoreștea, Frătăuții Noi, DJ-209C, Moarai, Berchișești. Drumul județean 209C este blocat în satul Vornicenii Mici din comuna Moara, unde stratul de zăpadă depășește un metru înălțime. Depășiți de situație, drumarii nu au reușit să deblocheze toate cele 6 drumuri. Două artere de circulație vor fi închise și marți, 18 decembrie. Este vorba de Hârtop, Vulturești și Zvoreștea, Frătăuții Noi. Dacă cei de la Consiliul Județean Suceava au bani pentru dezăpezire, primăriile de la țară fac față tot mai greu capriciilor iernii. Primăria Bunești a solicitat bani de motorină de la Consiliul Județean pentru dezăpeziri. În urma obținerii aprobării pentru un proiect pe măsura 3.2.2, am reușit și am procurat un buldoescavator pentru întreținerea drumurilor. Pe acest buldoescavator nu am putut să încadrăm mecanic. Lucrează ca și mecanic șoferul care transportă elevii la școli în cele două sate. Fonduri? Despre fonduri este foarte, foarte greu. La ultima ședință de Consiliu, care am avut-o în cursul zilei de vineri, săptămâna trecută, am mai găsit câțiva bănuți, respectiv vreo 3.000 de lei, pentru procurare de motorină. Am solicitat ajutor de la Prefectura Județului Suceava, atât pentru freză, dar și pentru o cantitate de motorină cu care să alimentăm utilajul nostru. Reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență de la Suceava i-au lăsat pe primar să decidă dacă închid sau nu unitățile de învățământ. În prima zi a săptămânii, orele de curs au fost suspendate în 99 de școli și grădinițe. Am decis ca să lăsăm la latitudinea unităților administrative teritoriale și a directorilor de școli ca să decidă asupra situației în care este necesară suspendarea cursurilor. Astfel, pentru ziua de astăzi, 17 decembrie, la nivelul județului au fost închise practic 99 de unități școlare. Este vorba de un număr de 13.814 elevi și preșcolari care au fost afectați de această măsură. Am luat decizia de a închide școlile întrucât duminică la orele 16, în urma constatării faptului că viscul era foarte puternic, în urma telefoanelor primite de la diversi cetățeni și părinți ai elevilor din sat, în urma discuției cu directorul școlii, am ajuns la concluzia că este mult mai bine să închidem, urmând ca orele pierdute acum să fie recuperate la o dată ulterioară, pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea copiilor. În perioada imediat următoare, în județul Suceava, ninsorile vor fi destul de slabe, însă temperaturile vor scădea considerabil, altfel spus, scăpăm de zăpadă, dar vine gerul.